Alzheimerul e un diagnostic care ne sperie pe toți, pentru că nu vrem să pierdem capacitatea de a ne aminti lucruri, oameni și evenimente, pentru că nu vrem să fim povară pentru nimeni, pentru că nu e ușor să ajungi să nu mai știi poate cine ești. Avem multe întrebări, iar cea mai frecventă întrebare se referă la uitare. Până unde putem spune că uitarea se încadrează în parametrii normali și nu este un semnal că începe să se instaleze această boală? Alături de mine, în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate, se află dr. Mihai Viorel Zamfir, medic specialist psihiatrie și geriatrie, gerontologie, și îi spun bun venit în emisiunea noastră. Mă bucur că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! În această ocazie vorbim despre Alzheimer, despre această situație în care ajungem la un moment dat să uităm. Ni se întâmplă tuturor să uităm unde am pus cheile, ni se întâmplă să uităm numele persoanei pe care cu care tocmai am făcut cunoștință, poate că uităm ce am făcut cu o zi în urmă. Deci nu cu o lună în urmă, cu o zi în urmă, ieri. Ne întreabă cineva ce ai făcut ieri și nu-ți mai amintești. Este normal? Ce înseamnă uitarea și până unde poate merge uitatul așa încât să nu ne afecteze funcționalitatea? Uitarea este un proces normal. Cred că de aici ar trebui începută discuția. Acum, sunt mai mulți factori care pot să semnifice depășirea acestui proces normal și ajungerea într-o zonă care ține de o anumită afecțiune, de o anumită patologie. Depinde foarte mult de vârsta persoanei respective, care sunt acești factori, depinde foarte mult de profilul de afecțiuni asociate, de istoricul familial, de tipul de probleme care sunt asociate. Haideți să le discutăm un pic pe rând. În primul rând, vârsta persoanei care are aceste probleme de memorie. Este foarte importantă pentru că problemele de memorie la persoane în vârstă, vârstnici, au cu totul altă semnificație decât probleme de memorie la persoane adulte sau la persoane tinere. Semnificația lor este, deci, complet diferită. La persoane învârstnice, în mod special, se pune în discuție existența acestor probleme, acestor tulburări neurocognitive produse de boala Alzheimer sau de alte afecțiuni. La persoane adulte și tinere, mai degrabă se iau în discuție alte tipuri de afecțiuni care pot să producă inclusiv probleme de memorie, adică depresie, anxietate, probleme legate de stres, pentru că, în general, despre aceste probleme la tineri le descriem, le discutăm prin prisma altor simptome, dispoziție, nivel de energie și așa mai departe, dar și inclusiv aceste afecțiuni pot să aibă probleme de memorie sau de atenție asociate. Deci nu înseamnă că dacă uităm des la o vârstă tânără, suntem viitorii pacienți de Alzheimer la bătrânețe. Nu înseamnă acest lucru. Mai degrabă înseamnă că pot fi alte tipuri de probleme care, sigur, nu sunt din sfera afecțiunilor neurocognitive, tulburărilor neurocognitive, dar totuși ar trebui și ele cumva gestionate. Adică depresie, supra-solicitare, burnout, care și ele au importanța lor și ar trebui să atragă un semn de alarmă persoanelor mai tinere, astfel de probleme legate de memorie. În afară de vârsta în sine, contează și tipul de probleme de memorie care apar la persoana respectivă. Adică se descrie, în primul rând, o memorie de scurtă durată, evenimente recente care pot fi uitate de persoana respectivă și o memorie de lungă durată. Memoria care ține de viața personală anterioară, consolidată, bun. Acum, în general, problemele mai mari și care apar mai rapid în astfel de afecțiuni neurocognitive, tulburări neurocognitive, sunt cele legate de memoria recentă. În general, memoria de lungă durată este mult mai bine conservată și astfel de simptome pot să apare mai, în mod special la vârstnici, pot să apară în stadii precoce ale tulburărilor neurocognitive, deci ale bolii Alzheimer. Adică, exact ce spuneați dumneavoastră, faptul că persoana începe să uite ce a făcut lucruri din viața obișnuită, unde și-a pus cheile,
ce a făcut în ziua precedentă, poate ce a mâncat în ziua respectivă. Sau numele unei persoane, că asta se întâmplă destul de frecvent. Chiar și numele, chiar și numele unei persoane, deși numele ține mai degrabă de alt tip de memorie. Și în afară de aceste acuze legate de memorie, pot să apară și alte probleme asociate, adică dezorientare temporospațială, practic să se uite ziua sau data dintr-o lună în care se află persoana respectivă, sau dezorientare spațială, mai ales în locații noi, în locuri noi, să identifice mai greu locul, să recunoască mai greu locul în care se află sau în care a ajuns persoana respectivă. În situații mai avansate, sigur că pot să apară și alte probleme evidente legate de memorie, cum ar fi ca persoana în vârstă să uite apa deschisă sau în mod repetat, nu ceva singular. Poate să uite și mâncarea pe foc, deci lucruri de genul acesta care totuși nu se întâmplă în mod curent unei persoane sănătoase. Și atunci, cum definim boala Alzheimer? Ce este și spre ce categorii de vârstă țintește această boală? Boala Alzheimer este o afecțiune neurodegenerativă, ceea ce înseamnă că se produc anumite procese la nivel celular, la nivel neuronal mai specific, care duc încet, încet la îmbolnăvirea acestor celule, a neuronilor, și încet, încet la scăderea numărului lor. Studiile arată că, de fapt, boala Alzheimer începe cu mult, mult timp înainte ca să apară aceste simptome, aceste probleme legate de memorie, legate de atenție sau, în alte stadii mai avansate, probleme de comportament și altele. Cam cu 10, chiar 20 de ani înainte să apară aceste simptome. Și ele pot fi puse, de fapt, în evidență prin studii neuroimagistice, prin studii de rezonanță magnetică, deci, practic, RMN sau computer tomograf în anumite situații. Deci există o perioadă de latență în care, de fapt, boala progresează destul de mult, dar încă nu se văd simptomele. Atunci, cum știu pacienții să-și facă un astfel de test ca să prevină, cumva, să preîntâmpine acest diagnostic? Da, este un aspect foarte important pe care e foarte bine că l-ați punctat, acela al prevenției. Pentru că stadiul acesta în care încă nu sunt vizibile consecințele afecțiunii reprezintă de fapt o perioadă în care se pot modifica acești factori de risc. Și acești factori de risc, în primul rând, sunt factorii de risc clasici, de risc cardiovascular, adică fumatul, hipertensiunea, diabetul zaharat, obezitatea, colesterolul crescut, dislipidemiile, care pot fi controlați, sigur, cu ajutor de specialitate. Și nu numai, inclusiv prin modificarea stilului de viață. În al doilea rând, sunt o serie de afecțiuni care pot reprezenta factori de risc pentru tulburările neurocognitive asociate bolii Alzheimer sau altele. Aici intră depresia și ne referim mai degrabă la o depresie de lungă durată, netratată, pentru că se mai întâmplă câteodată ca mulți să ducă pe picioare, de fapt, o astfel de depresie, care este o problemă serioasă, din păcate, destul de multe ori este și neglijată din diverse motive, poate și datorită stigmei pe care îl are, inclusiv mersul la un specialist. Și astfel de probleme lăsate netratate, în timp își vor pune amprenta, inclusiv prin riscul de apariția unor astfel de probleme neurocognitive. În rest, s-a constatat tot pe studii că un stil de viață activ, însemnând în primul rând mișcare fizică, activitate fizică, dar în același timp și interacțiune socială, scade riscul de apariție acestor probleme neurocognitive, deci la bolii Alzheimer. Și e bine de știut că, de fapt, aici ne referim mai degrabă la vârsta de adult, adică 40-60 de ani și poate chiar și mai devreme, în care dacă adoptăm un stil de viață sănătos cu toții,
Dacă mergem la medic, la medicul de familie, în primul rând, sau la medicii de specialitate și gestionăm acești factori de risc, riscul de apariție a tulburărilor neurocognitive asociate bolii Alzheimer scade și chiar într-un mod semnificativ. Sper să ne mai întoarcem la subiectul ăsta și să vorbim puțin mai târziu despre ce putem face să ne antrenăm memoria și să ajutăm creierul să fie în formă, și activitățile pe care le putem face noi. Aș vrea să adresez câteva întrebări care au venit pe pagina noastră de Facebook Sănătate cu Prioritate, că am spus că întrebările telespectatorilor au prioritate în această ocazie și de fiecare dată aici în emisiune. Ne întreabă Beatrice Iordache și o salutăm pe această cale. Este posibil ca o persoană în vârstă, după multe pneumonii și având și diabet, să fie predispusă să facă Alzheimer? Are vreo legătură? Diabetul zaharat, da, este un factor de risc pentru demență, deci pentru tulburări neurocognitive. Acesta este termenul mai nou folosit. Pentru că diabetul zaharat, de fapt, are mai multe mecanisme prin care poate să inducă astfel de probleme. În primul rând, o afectare vasculară, care în timp poate să ducă la hipoxie și automat și la moarte neuronală, adică la scăderea numărului de neuroni într-un mod progresiv. Și în plus e vorba și de episoadele de hipoglicemie care pot să apară la persoane cu diabet zaharat și cele de hiperglicemie care la fel au un efect negativ asupra sănătății creierului. Mai departe, patologia pulmonară cronică iarăși reprezintă un factor de risc pentru apariția tulburărilor neurocognitive, pentru că, în general, aceste afecțiuni pulmonare se asociază cu hipoxie. Și hipoxia cronică este, într-adevăr, un factor de risc. Cum funcționează creierul unei persoane diagnosticate cu Alzheimer în condițiile în care am înțeles că este o boală lentă și irreversibilă, dar lentă? Ne întreba cineva, doamna Stoian Georgeta, de ce persoanele cu această boală își amintesc lucruri din tinerețe și le uită pe cele recente? Se întâmplă lucrul acesta și ce alte lucruri se mai întâmplă? Există într-adevăr un tipar, un pattern de progresie a acestor simptome. În stadiile incipiente ale afecțiunii sunt prezente mai degrabă simptome din sfera aceasta a memoriei de scurtă durată, a memoriei recente. De fapt, aici ar trebui să fie un semnal de alarmă. Nu neapărat faptul că persoana uită ce a făcut în urmă cu 20-40 de ani sau în tinerețe. Genul acesta de informație legat de memorie este destul de bine conservată. Mai degrabă apariția acestor probleme recente, care pot să fie banale, pe care orice persoană le are de-a lungul vieții, dar acum devin mai frecvente, încât ajung treptat, în mod progresiv, să încurce persoana respectivă în a-și efectua activitățile cotidiene în mod obișnuit. Genul acesta de probleme legate de memoria recentă ar trebui să atragă atenția. Și așa se întâmplă în stadiile incipiente ale afecțiunii. Pe măsură ce afecțiunea progresează, pot să apară și alte tipuri de simptome, adică pot să apară probleme de limbaj, dificultatea în a găsi anumite cuvinte pe care persoana respectivă le folosea și le găsea destul de ușor, acum trebuie să se concentreze mai mult pentru a își găsi aceste cuvinte sau chiar are dificultăți în a găsi cuvintele respective. Mai departe, probleme legate de gândire, de raționament, și aici pot să apară probleme legate de operațiuni financiare, decizii legate de transmiterea bunurilor, de moștenire, alte decizii care au un impact social destul de important pentru persoana respectivă. Tot în acest stadiu moderat pot să apară probleme legate de comportament. Persoana devine poate mai irascibilă, mai iritabilă. Asta și datorită, probabil, faptului că înțelege mai greu situația de viață în care se află. Începe să
perceapă într-un mod distorsionat ce se întâmplă în jurul ei, să nu mai înțeleagă, de fapt, ce rol au diverse activități pe care le face în mod obișnuit, să devină mai retrasă, iar în stadii avansate lucrurile pot să progreseze destul de mult, încât, practic, să încet, încet să se, din păcate, să se șteargă din, chiar și din acele memorii de lungă durată, să nu mai recunoască persoane apropiate, chiar se poate ajunge la situații în care auto-îngrijirea, igiena personală să fie deficitară și alte activități de bază și, practic, să fie nevoie de o îngrijire permanentă. Deci e foarte important ca toate aceste lucruri să fie abordate într-un stadiu cât mai incipient. Asta voiam să vă întreb, contează dacă pacientul ajunge deja cu o simptomatologie, dar mai incipientă la medic, față de un pacient care ajunge cu probleme destul de grave, adică într-un stadiu al bolii destul de avansat, în care deja nu mai poate să-și poarte singur de grijă, nu mai știe la ce adresă locuiește deja, are nevoie de îngrijiri. Ce tratament folosesc pacienții care suferă de Alzheimer? Sunt două tipuri de tratamente pentru tulburările neurocognitive și inclusiv pentru boala Alzheimer. Pentru că aici ar fi de spus, boala Alzheimer este cea mai frecventă afecțiune care produce demență, adică tulburări neurocognitive, dar mai sunt și alte afecțiuni, cum ar fi bolile cerebrovasculare, accidentul vascular cerebral, cum ar fi boală Parkinson și o serie destul de largă de astfel de afecțiuni. Deci boala Alzheimer poate este cea mai cunoscută, nu este singura dintre aceste afecțiuni. Acum, pentru fiecare stadiu al afecțiunii există o anumită indicație de tratament medicamentos, iar pentru toate stadiile afecțiunii și mai ales pentru cele incipiente este foarte importantă intervenția psihologică. Ca să încep cu tratamentul medicamentos, sunt mai multe medicamente folosite în tratamentul demenței, tulburărilor neurocognitive. În principiu, aceste medicamente au ca obiectiv să încetinească progresia afecțiunii. Deci, în momentul de față, deocamdată, sper, deocamdată nu există un tratament, dar se încearcă, sunt foarte multe studii care încearcă găsirea unui medicament care să stopeze. Deocamdată, tratamentele existente încetinesc evoluția afecțiunii. Și deci nu putem vorbi despre vindecare? Nu, din păcate nu, la acest moment cel puțin. Medicamentele sunt importante, cu siguranță, la fel de importantă și poate uneori cea mai importantă soluție terapeutică se referă la metodele de intervenție non-farmacologice, care în principiu țin de metodele de intervenție ale psihologului. Aici vorbim de o serie de intervenții, cum ar fi stimulare cognitivă, cum ar fi antrenament cognitiv, terapie de tip reamintire, terapie de reminiscențe, terapie ocupațională, art terapie și în principiu logopedie, în principiu toate aceste metode sunt folosite într-un mod personalizat în intervenția aceasta non-farmacologică. Acum este și o problemă a disponibilității acestor metode de tratament. Tratamentul medicamentos este disponibil pe scară largă în România. Celelalte metode de tratament mai puțin, mai degrabă sunt disponibile în centre specializate, în centre ale memoriei. În clinica unde lucrez, la Albion Medical, există un astfel de centru al memoriei, Memory Albion Medical, în care, practic, se oferă, în afară de tratament și evaluare integrată, se oferă și astfel de metode de tratament non-farmacologic în echipă interdisciplinară. Deci, e foarte important și acest tratament non-farmacologic. Și, în afară de acest tratament, sigur,
Este la fel de important ce face persoana respectivă acasă, pacientul, și ce fac membrii familiei. Asta voiam să întreb, da. Că este o boală care implică aproape toți membrii familiei, care probabil că au nevoie de un instructaj sau ar trebui să știe cum să se comporte cu un om care suferă de acest diagnostic. Cred că cel mai important lucru este, în primul rând, a sesiza apariția acestor probleme. Pentru că, din păcate, există o prejudecată că orice ține de bătrânețe vine așa, ca o normalitate. Adică probleme de memorie, uitarea, e ceva normal. De la o anumită vârstă în sus. Nu contează cât de mult sau cât de răspândită este pentru activitatea persoanei respective este această problemă de memorie și altele, probleme de mobilitate, în fine. Nu. Apariția unor astfel de probleme și mai ales progresia lor ar trebui să atragă un semnal de alarmă și membrii familiei, în primul rând, au rolul de a sesiza, pentru că au capacitatea poate de a sesiza mult mai ușor aceste probleme decât o persoană în vârstă. Sesizarea lor. Chiar dacă sunt într-un stadiu ușor, incipient, este importantă evaluarea lor, pentru că evaluarea va tranșa discuția. E vorba de o uitare normală și atunci, de fapt, se supraveghează în continuare evoluția persoanei sau e vorba de o uitare care deja încet, încet merge înspre zona patologică. Adică dacă până la un moment dat soțul sau soția nu a uitat ziua de naștere a partenerului, în momentul în care trece peste și nu are nicio reacție, după ce regula era să știe, ne punem un semn de întrebare. Adică să fim atenți la felul în care reacționează omul respectiv, care poate fi atins de Alzheimer. Exact, exact. Și aici dificultatea, de fapt, și aici ține destul de mult de educație, dificultatea de a sesiza aceste probleme constă în faptul că ele, de fapt, ați văzut, progresează în ani și ani de zile. Deci nu e ceva care, în majoritatea cazurilor, se întâmplă într-o zi, o săptămână, o lună. Astfel de simptome progresează lent, în Atunci ani și ani de zile. Atunci considerați că ar trebui să existe, nu știu, o regulă, o lege, mult spus lege, dar o regulă în care, o recomandare, în care persoanele de la o anumită vârstă să-și facă un control, un test, să vadă în ce condiții se prezintă, dacă este în pericol de a ajunge să fie diagnosticat cu Alzheimer în viitor? Da, aici acum pot să vorbesc și din perspectiva medicului geriatru, este prima mea specialitate. De fapt, aceste probleme asociate vârstei, mai multe probleme legate de memorie, tulburări neurocognitive, dar și alte probleme legate de mobilitate, în general, e bine să fie evaluate periodic. Fie de către medicul de familie, fie de către un medic specialist geriatru sau, dacă e vorba strict de astfel de probleme de memorie, de un medic psihiatru. Acum, sigur, problemele acestea se evaluează în mod și domeniile acestea, memorie și alte funcționalitate, echilibru, se evaluează în mod diferit în funcție de profilul specialității, în funcție de sistemul medical, dar e bine să, așa ca o recomandare generală, un control anual, mai ales de la o vârstă în sus, să fie făcut în mod obișnuit și mai departe, dacă există un medic geriatru, consider că există o oportunitate destul de mare pentru persoana respectivă și astfel de controle mai aprofundate pot fi puse în practică de medicul respectiv. Dacă nu, sunt disponibile astfel de servicii, măcar atunci când sunt sesizate astfel de probleme, măcar atunci, din timp, pacientul să se adreseze unui medic care abordează astfel de probleme. Fie medic de familie, fie medic psihiatru, fie medic neurolog sau geriatru. Și totuși incidența Alzheimerului este mai mult în categoria femeilor sau a bărbaților? Cine este mai predispus să facă această boală în urma statisticilor din ultima perioadă? Statisticile nu scot neapărat o diferență foarte mare între sexe. E adevărat că numărul pacienților
femei este mai mare decât cel al pacienților bărbați cu aceste probleme. Aici asta ține mai degrabă acest aspect de perioada de speranță de viață care este mai lungă la femei decât la bărbați. Este un diagnostic pe care îl expune medicul direct pacientului sau este un diagnostic care se ascunde de pacient și le este spus mai degrabă membrilor familiei ca să fie lucrurile gestionate altfel cumva, fără să-l afecteze pe pacient acest diagnostic? Cum credeți că este mai bine? Da. Sau cum se procedează? Depinde foarte mult de stadiul afecțiunii. Acum, în stadii incipiente, în stadii ușoare și chiar moderate, în care înțelegerea, raționamentul este păstrat, destul de bine prezervat la persoana care are astfel de probleme, este recomandat totuși să se discute cu persoana respectivă. Pentru că, în primul rând, este dreptul persoanei respective să știe ce i se va întâmpla peste un an, 2, 5, 10 ani, să ia niște decizii pe care le consideră adecvate în legătură cu această problemă de sănătate. În stadii mai avansate este posibil ca înțelegerea asupra afecțiunii să fie destul de scăzută și atunci sigur... Am înțeles. Mă refeream la stadiul incipient, când omul înțelege și poate primi cu greu acest diagnostic. Îl poate afecta și poate că i-ar fi înlesnit boala. Ar fi avut un efect de... Da, este o decizie grea, pentru că aici vorbim de fapt de o decizie etică. A-i spune unui pacient ce afecțiune are, aia nu îi spune un pacient ce afecțiune are. În cazul de față e vorba de boala Alzheimer, demență, pot fi și, desigur, și alte afecțiuni. În general, recomandarea este ca dacă persoana considerăm că e pregătită sau că cel puțin că nu va recurge la soluții extreme sau că nu va fi afectată de dezvăluirea unui diagnostic, să îi se comunice diagnostic. În situații mai rare sau în situații particulare în care medicul evaluează că dezvăluirea diagnosticului i-ar face mai rău persoanei respective decât bine, atunci, într-adevăr, poate fi comunicat într-o formă mai atenuată. Dar vedeți, aici intrăm iarăși într-o decizie, într-o dilemă etică, să spui unui om ce îi se va întâmpla peste 5 ani, să nu îi spui. Când pacientul ajunge într-o stare gravă, când nu mai poate să se îngrijească singur și poate fi un pericol, în sensul în care dacă este lăsat singur acasă, poate să facă lucruri care pot pune în pericol și viața lui, poate și viața vecinilor, depinde de ce face la un moment dat, fără să conștientizeze. Sunt sprijinite persoanele, membrii familiei, pentru a îngriji un astfel de pacient, pentru că este nevoie de asistență, bănuiesc, 24 de ore din 24. În ce fel s-a implicat, știu eu, statul, în ce fel se poate implica, să pot implica autoritățile ca să ajute acești membri ai familiei, de familia unui pacient cu Alzheimer. Cum funcționează lucrurile acum? Da, vedeți, aici atingeți un punct foarte important. De fapt, asistența persoanelor cu boală Alzheimer, cu demență, cu tulburări neurocognitive, vizează nu numai pacientul, vizează, de fapt, pacientul și familia, pentru că familia este esențială în îngrijirea persoanei cu afectare cognitivă. Familia este foarte solicitată, emoțional, mental, solicitată din punct de vedere al timpului pe care trebuie să-l aloce pentru îngrijirea persoanei respective, inclusiv resurse financiare necesare. Deci familia este important, este esențial ca de fapt să fie inclusă în acest proces de asistență. O parte din metodele de susținere, de suport pentru familie se referă la metode de natură sau din sfera asistenței sociale, să spunem, sau suportului social. Aici ne referim la suport financiar pe care îl oferă statul prin DGAS-urile locale,
Însemnând aici diverse sume care sunt oferite pentru statutul acesta de îngrijitor. Problema este că, de fapt, aceste sume sunt acordate doar în stadii avansate, când deja lucrurile sunt greu de ținut sub control și toată perioada de până atunci suportul este limitat, dacă nu absent. Există, în plus, și aici ține foarte mult de, dezvoltarea administrației locale, există unele centre destinate unor astfel de persoane, centre de zi, ele sunt destul de rare, din păcate, în România, în care astfel de centre de zi, practic, se oferă servicii integrate, pornind de la activități de grup, evaluare medicală, evaluare psihologică, persoanei respective, care are tulburare cognitivă, dar și membrilor familiei, și în care pacienții practic sunt duși și sunt lăsați și participă pe parcursul unei zile și participă la diverse activități, ceea ce permite membrilor familiei să aibă un răgaz și să poate să facă și alte activități. Iar în stadii mai avansate, sigur, rămâne soluția instituționalizării, adică practic asta înseamnă că pacientul poate fi îngrijit într-un cămin și aici intrăm în zona discuției asigurării asistenței de lungă durată, pe termen lung. Există destul de multe cămine de stat care asigură o astfel de asistență de lungă durată, dar de fapt ele reprezintă cam jumătate din totalul căminelor și din totalul necesarului de asistență pentru persoane vârstnice dependente. Care e incidența acestei boli în țara noastră, ca să știm cu ce ne luptăm? Nu avem în momentul de față o statistică oficială pentru România. S-au făcut niște estimări cu privire la incidență, pornind de la alte țări europene în care s-au făcut astfel de studii. Undeva între 3-5%, cam aceasta este prevalența, adică numărul de persoane cu afectare cognitivă, cu tulburări neurocognitive și asta mai ales la vârste înaintate. Și în continuă creștere, în ce fel pandemia a avut ceva de zis la acest capitol? Numărul persoanelor cu tulburări neurocognitive este în creștere, dar asta mai degrabă pentru că boala Alzheimer și, în general, demențele, tulburări neurocognitive apar în mod specific la persoane în vârstă sau mai mult la persoane în vârstă decât la persoane mai tinere. Și atunci, odată cu îmbătrânirea populației și cu creșterea speranței de viață, este posibil să, și asta s-a constatat, să crească și acest număr. Incidența în sine, nu s-a constatat că a crescut neapărat, mai degrabă prevalența, adică numărul total de persoane cu demență. În ce sens pandemia? Pandemia legată de asistența persoanelor cu demență sau de situația lor a influențat în primul rând asistența în sine. Asistență pornind de la etapa de diagnostic, pentru că practic această limitare a interacțiunii medic-pacient a scăzut destul de mult accesul la servicii de sănătate, inclusiv la diagnostic. A scăzut accesul la servicii integrate de asistență, de tratament, în mod special compensate într-o oarecare măsură prin servicii de tip telemedicină. Dar în afară de efectul asupra afecțiunii în sine și asupra, de fapt, asupra modului în care sunt tratați, asistați acești pacienți, efectul cel mai mare a fost și asupra problemelor asociate, adică asupra depresiei, apariția unui număr mult mai semnificativ de pacienți care au avut depresie în această perioadă, tulburări de anxietate, iarăși a fost o categorie destul de importantă de afecțiuni cu număr în creștere și o serie largă de tulburări legate de stres. Sunt telespectatori care ne scriu și care
au trecut prin astfel de experiențe cu un membru al familiei lor și prin experiența ajutorului statului, dacă pot să spun așa, doamna Camelia, care a apucat doar o lună de salariu ca însoțitor după ce a așteptat destul de mult să-i se aprobe treaba aceasta, numai că după o lună mama deja decedase și nu i-a fost decât foarte puțin de ajutor. Altcineva ne scrie că, într-adevăr, sunt astfel de cămine, dar cu niște costuri enorme și poate că membrii pacientului nu pot să susțină un astfel de cost și atunci va trebui să găsească o soluție să rămână ei în preajma persoanei bolnave 24 de ore din 24. Dar mai bine să vorbim de prevenție, ca să nu ajungem aici. Și ca să nu ajungem aici, ce ar trebui să facem? Citisem într-un studiu din 2016, făcut de National Institutes of Health, despre învățarea unei limbi străine și scria acolo că bilingualismul poate întârzia boala Alzheimer cu 4 ani și jumătate. Se pare foarte interesant. Persoanele care folosesc două limbi atunci când sunt diagnosticați cu boala Alzheimer ușoară, au rețele neuronale mai puternice și își păstrează mai bine rezerva cognitivă comparativ cu cei care vorbesc o singură limbă. E interesant că poți să faci niște lucruri ca să previi măcar cu câțiva ani incidența acestei boli dacă ești predispus la așa ceva. Ce putem să mai facem în afară de ceea ce ne învață studiul respectiv? Aici e vorba, la modul general, de activitate mentală, așa, ca să sintetizez. Ce înseamnă această activitate mentală și când anume să înceapă ea? În primul rând, aici e foarte important de menționat că un moment critic, aș putea spune, pentru viața oricărei persoane în vârstă, este momentul pensionării. Pentru că atunci apare o scădere destul de rapidă, abruptă, în nivelul de activitate mentală, în volumul de activitate mentală pe care îl făcea persoana respectivă în cadrul serviciului. Și asta poate să vină asociat cu o serie largă de probleme. Acum, sfatul ar fi pentru persoane care ajung la momentul acesta al pensionării, este în primul rând să încearcă să își găsească activități noi, pe care poate nu le făceau până atunci, dar activități noi, care sigur sunt compatibile cu personalitatea lor, cu cultura lor, cu stilul lor de viață, care să-i mențină în continuare într-un mod activ. Ce poate să însemne astfel de activități mentale? Cum ați dat exemplu mai devreme, învățarea unei limbi străine. Acum, dintre toate activitățile mentale, se pare că cele mai eficiente sunt acestea care reprezintă, de fapt, activități noi. Învățatul unei limbi străine, într-adevăr, înseamnă ceva nou pentru persoana respectivă. În același timp, pot fi și alte tipuri de astfel de activități noi, solicitante, care, de fapt, stimulează plasticitatea creierului, cum ar fi învățatul unui instrument, să cânte la persoana, să cânte la un instrument, poate învățatul unei profesie, mai mult spus, unei activități noi aici, sau studierea unor subiecte noi, aici există fenomenul acesta social al școlii de universităților de vârsta a treia, sunt câteva și în România, la Galați, la Cluj-Napoca, în care, practic, persoane în vârstă, la vârsta pensionării și chiar și înainte, discută despre subiecte noi, ca și cum ar merge la universitate și studiază diverse subiecte, de la botanică până la subiecte medicale, care, de fapt, reprezintă subiecte noi pentru majoritatea dintre aceste persoane. Și, de fapt, și foarte frumos că, în sfârșit, am ajuns la vârsta în care putem să ne ocupăm și de hobby-urile noastre de mult uitate, pentru că aveam serviciu și n-aveam timp de ele și acum le putem explora mai mult și ne ajută și la creier. Mi-a plăcut că în studiul respectiv se menționa, de exemplu, cântatul vocal de tip karaoke, pentru că activează centrii limbajului pentru citirea și reproducerea versurilor când apar și memoria afectivă implicată în interpretarea cântecului fac ca cereberul să acționeze cumva, să mișcările acelea fine ale corzilor vocale transmit ceva. Deci este
Este interesant că sunt tot felul de sugestii ale unor activități plăcute de altfel, dar care ne pot solicita creierul și îl pot antrena cumva. Da, aici ar mai intra și dansul, iarăși o activitate care are și o componentă afectivă, plăcută, pozitivă și în același timp reprezintă și o formă de antrenament fizic. Putem să mai adăugăm aceste hobby-uri, aceste pasiuni. Până la urmă, ideea este ca persoana care vrea să facă aceste activități să facă ceva plăcut. Nu trebuie să fie ceva forțat sau obositor. Nu, atunci, practic, nu se mai obțin acele beneficii. Ceva plăcut. Și hobby-urile sunt astfel de activități. Interacțiunea socială este foarte importantă, adică discuțiile cu prieteni, cu vecini de bloc, cu cunoștințe și poate chiar și mai mult. Poate șahul în parc, că sunt văzut foarte multe persoane de vârsta a treia care fac lucrul acesta și... Exact. Da, activități de grup sau poate chiar și activități de voluntariat pentru cine vrea să se implice, diverse tipuri de implicare în comunitate. Da, sunt multe lucruri, pe scurt. Sau să scriu o carte, că toată lumea spune, viața mea a fost ca un roman. Păi, să-l scriem, zic, poate ne ajută foarte mult. În ceea ce privește alimentația, pentru că am ajuns la finalul interviului, alimentația unei persoane diagnosticate cu Alzheimer este importantă? Ar trebui să insistăm pe anumite alimente, un anumit soi de alimente care pot să ajute creierul? Da. E vorba, în primul rând, de o alimentație sănătoasă. Alimentația sănătoasă, așa pe scurt, înseamnă dietă mediteraneană, simplificând sau sintetizând, adică, în primul rând, o dietă care să conțină fructe, legume, să conțină un număr adecvat de calorii, deci de evitat excesul caloric, dar în același timp și de evitat scăderea numărului de calorii, care poate să ducă la malnutriție și la scăderea masei musculare, un număr suficient de vitamine, care poate fi și o cantitate suficientă de vitamine care poate fi extrasă dintr-o dietă practic diversificată. Foarte important să se evite pe cât posibil excesul de substanțe toxice, de alcool, mai vorbim de alte tipuri de substanțe toxice, fumatul, iarăși este foarte important pe cât posibil să fie evitat sau la modul ideal chiar oprit. Și în rest, o dietă echilibrată. Acestea ar fi recomandările. Deci, până la urmă, e vorba de o dietă care se recomandă oricărei persoane în vârstă, indiferent de problema de sănătate. Adică, chiar este vorba de un stil de viață sănătos care ne ajută nu numai pe partea aceasta cu prevenția în cazul Alzheimerului, ci și în multe, multe alte afecțiuni. Mai aveți la final câteva sfaturi pentru telespectatorii noștri care au urmărit subiecte care le-au și cerut? Sfatul meu ar fi dacă observați la un moment dat la persoane din jur, la membrii ai familiei, la cunoștințe, la persoane apropiate, apariția unor astfel de probleme, să-i sfătuiți să ia legătura cu un specialist, fie cu medicul de familie sau cu medic psihiatru sau neurolog sau geriatru, fie un psiholog, indiferent de vârsta la care apar aceste probleme. În primul rând, la vârste înaintate, 60 plus, dar la fel de important și la vârsta de adult, pentru că pot să fie alte probleme importante și ele, chiar mai importantă această categorie, cum ar fi depresia, anxietatea, care trebuie gestionată în sine, nu neapărat prin prisma că sunt factori de risc pentru demență, ci prin impactul negativ pe care îl au în sine. Și în perioada aceasta sunt foarte multe persoane cu depresie, dar e ca și cum ai avea orice altă afecțiune, o durere de cap, ceva de care chiar trebuie să scapi. Și un control sau o terapie la psiholog ar fi indicat. Pentru ca să fim din nou fericiți, ca altădată din nou bucuroși, să simțim că trăim
Și apoi, apropo de subiectul nostru de astăzi, să reducem riscul de a ajunge vreodată să fim diagnosticați cu Alzheimer. Și să ne luăm viața în primire.